noastre, la cursul vieții noastre, de când Dumnezeu ne-a tăiat calea, de când ne-a cunoscut pe Dumnezeu, îți aduce aminte vremurile, zilele în care erai cel mai înflăcăr pentru Dumnezeu? În care pasiunea ta pentru El, rugăciunea era o altfel, Dumnezeu îți vorbea, auzeai glasul lui Dumnezeu, predicile însemnau ceva. Nu mergeai la biserică, te așezai, vedeai ceafa la ăla din fața ta și nu prea se schimba multe. Mai stăteai cu un telefon, mai dădeai câte un like. S-a schimbat ceva în viața creștinului, s-a schimbat ceva în viața mea, s-a schimbat ceva în viața bisericii. Nu mai suntem nici reci, nu mai suntem așa de fierbinți, nu mai nici reci de tot să părăsim biserica, nu suntem, suntem între. Și despre lucrul ăsta este un verset în Apocalipsa pe care pe mine mă sperie. Și auziți ce spune Apocalipsa, capitolul 3. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. O să mă citesc o dată. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Asta spune Domnul Iisus unei biserici, unui grup de credincioși ca mine și ca tine, care odată au fost în flăcări, care au cunoscut dragostea lui Dumnezeu și au fost opiți de dragostea asta lui și au început să ardă pentru Dumnezeu și au început să aibă o pasiune și să se intereseze de împărăția lui Dumnezeu, despre ce așteaptă Dumnezeu de la ei și să trăiască, și să trăiască, și să ardă, și să fie în flăcări pentru ei, pentru Dumnezeu. Dar cu timpul s-a întâmplat ceva. Cu cărbunele ăsta, probabil că a fost prea multă cenușă în jurul lui și n-a mai putut să ardă. Probabil că mulți credincioși au fost înconjurați de atâta păcat, de atâta negru, de atâta întunecime care există în lumea asta și au renunțat. Au renunțat să mai lumineze, au renunțat să mai încălzească, au renunțat la scopul pentru care Dumnezeu i-a salvat. Ca ei s-ar putea să fim noi, ca ei, ca acest cărbune, mă văd de multe ori pe mine și nu-mi place. Știu că Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Știu că Dumnezeu ne-a creat un scop. Când a mers pe cruce, când a spus s-a plătit, tetelestai, s-a plătit în întărcime pentru fiecare dintre noi care suntem în seara asta, când suferințele noastre le-a purtat, Dumnezeu știa că ne salvează pentru ceva mai mult, pentru ceva mai mult, pentru ceva mai mult decât venit la biserică, decât venit vinerea, să cânți puțin. 12 ucenici au întors lumea, au răscolit istoria, au rescris istoria, au început un nou capitol de la Domnul Iisus. Și noi, după 2000 de ani, suntem căldicei. Chiar dacă nu ne place să recunoaștem, bisericile evanghelice cam suntem căldicei. Și versetul ăsta ar trebui să fie, să ne spună ceva. Dumnezeu, Domnul Iisus, a spus ceva bisericii și dacă mergeți în peregrinaj la bisericile din Apocalipsa, sunt ruine. Odată au fost vii, odată au ars, acum sunt ruini, sunt cărbuni care au fost odată ceva. Te-ai gândit la cineva care totuși încă arde astăzi, știi pe cineva în flăcă, știi pe cineva cu credință puternică, care face pentru Dumnezeu, care este activ, care te uiți la el, vorbești cu el și curge Duhul Sfânt prin el și la predicile lui sau la cuvintele lui, oamenii sunt schimbați, mai există oameni ca ăștia. Dacă îți vine cineva în minte, spune-l tare. Dar tare, 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 așa. A rămas biserica fără exemple de oameni în flăcări pentru Dumnezeu? În mănăștură există cineva? Hai că sunt 1000, 2000 persoane, 1000, 3 persoane. Știți din ăștia? Știți 10? Știți una? Luci știi? David știi?
E Dragoș? E Sebi? E cine? Sunt, avem, mai există exemple în Clujul ăsta, hai să vedem, în Clujul ăsta, în România. Mai sunt oameni care ard, care sunt în clopot pentru Dumnezeu? Serios, dați-mi un nume. Barbosu. Ok, unu. E interesant, unu. Doamne ajută să fim mai mulți. Credeți că Dumnezeu ne vrea altfel? Credeți că Dumnezeu ar fi vrut să spună, să, acum să fiecare dintre voi să spună că de 2, 3, 4, 5 persoane? Credeți că Satana se bucură că e doar 1, 2, 3, 5 în România asta? Se bucură Satana. Dumnezeu așteaptă ceva, altceva de la noi? Eu zic așteaptă. Dumnezeu vrea să arde pentru el. Dragostea din tâi. Întoarce-te la dragostea din tâi, spunea Domnul Iisus în Apocalipsa. Ok? Unde este? Mai este în noi? Ar trebui să ne întrebăm în ziua asta. E vina noastră? E vina lui Dumnezeu că nu-L mai simțim? Spunem, Doamne, dar nu mi-ai vorbit de o grămadă de vreme, nicio predică. Doamne, nu mai ești aproape. S-a depărtat Dumnezeu sau noi ne-am depărtat de Dumnezeu? M-am gândit toată săptămâna și de câteva săptămâni încoace la care sunt soluțiile. Că nici mie nu-mi place de starea bisericii, nu numai din România, mondiale. Cum s-a ajuns? Ce era odată creștinismul? Ce era odată Europa? În postmodernismul e Europa, creștinismul, țară cu țară, se stinge ca un cărbune. Și m-am gândit la câteva lucruri pe care noi, ca și credincioși din mănășturi, din Cluj, care le putem face. În primul rând, am cântat cântecul ăsta, Crezul, așa de fain. Cântece care laudă pe Dumnezeu, care ne aduc aminte despre cine este Dumnezeu. În primul rând, ar trebui să ne aducem aminte care este Dumnezeul nostru. Am mers odată la Putna și am plecat de acolo nervos. Îl portretizau pe Iisus, tinerii, oamenii, turiștii care veneau să-L vadă acolo. Era un Iisus din ăla cu o figură mântuită, un vegetarian, pacifist, așa. Cum să fie inspirația o relație cu un Iisus ca ăsta? Cum să fie tinerii inspirația cu o relație cu un asemenea Iisus? Dar tu-L cunoști pe Dumnezeu altfel. Ai avut experiențe cu El. Dacă n-ai avut, în seara asta e un moment sincer, Doamne, prin Duhul Sfânt, vreau să fiu altfel, vreau să te simt aproape, vreau să-mi vorbești, vreau să fiu viu, vreau să fiu înflăcărat pentru tine. În primul rând trebuie să ne aducem aminte despre cum este Dumnezeul nostru, cine este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care a creat un univers la care oamenii de știință încă nu-i găsesc marginile. Ăsta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care ți-a tăiat calea pentru că are un plan cu tine. Un Dumnezeu care a făcut totul. Este un verset care vreau să vă-l citesc din Coloseni care spune așa: voi aveți totul de plin în El. Voi aveți totul de plin în El. Care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Voi aveți totul de plin în El. Adică Domnul Iisus a dat totul. Dumnezeu a dat totul pentru tine ca să ai o viață de credință extraordinară. O viață extraordinară, nu banală, nu plictisit, nu o apatie spirituală. Să arzi, a dat totul. Să arzi, să ai o credință înflăcărată, a dat totul. La cruce a suferit pentru păcatele tale. Isaia a spus, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Prin rănile Lui suntem vindecați. Vindecarea o dă Dumnezeu. O speranță în viață, pentru viața de dincolo, când nu o să mai trebuiască să plătim facturi, când nu o să trebuiască să mai avem examene, să învățăm, să ne stoarcem creierii. Un viitor mai bun, într-un loc unde o să fie străzi de aur. Asta ne dorim, cu asta trăim, ăsta e creștinismul, trăim cu speranță. Ăsta l-a dat Dumnezeu, voi aveți totul de plin în El. Iertare de păcate. Chiar dacă de multe ori nu o simți, o ai în Iisus Hristos, a plătit, vindecare, El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra Lui, la cruce. Prin rănile Lui suntem vindecați, vindecarea sufletului o dă El. Avem totul de plin în El.
Colegii voștri, prietenii voștri sunt care nu au speranță, nu au pace. Domnul Iisus, Prințul Păcii, a spus, vă dau pacea, vă las pacea mea. Nu cum vă dă lumea. Avem lucrurile astea, avem totul de plin în El. Și totuși, uităm de cine suntem în El. Uităm că suntem ambasadorii Lui, că suntem copiii Lui. Biblia vorbește despre o moștenire. Dacă suntem copii, avem o moștenire. Vom moșteni cerul împreună cu El. Îl vom vedea pe El și numele Lui va fi scris pe frunțile noastre. Spune Apocalipsa 22. Cum va fi lucrul ăsta? Trăim altfel. Avem un Dumnezeu extraordinar și suntem mult în El. De asta ar trebui să ne aducem aminte. Un alt lucru pe care îl putem face pentru ca credința noastră să se prefereze este să îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră și prin noi. Domnul Iisus, când s-a înălțat, înainte să se înalțe, a spus, vă voi trimite un mângâietor. El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat. Este Duhul Sfânt. Promisiunea Domnului Iisus este că cine va crede în mine, din inima lui vor curge, va curge cenușă, vor curge râuri de apă vie. Râuri de apă vie. Dacă ar curge din comunitatea asta în care suntem noi, râuri de apă vie. Credincioși înflăcărați pentru Iisus Hristos, din inima cărora curge apă vie, curge binecuvântare, curge pace, curge bucurie. Și oamenii se uită la noi și spun, ăștia sunt diferiți de noi. Ce au în plus? Și să vină la noi și să ne întrebe, ce ai tu în plus? Spune-mi despre credința ta. Un lucru care ar trebui să cerem lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt este să ne folosească pentru întâlniri divine. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, sunt colegi care se roagă, Doamne, vorbește-mi, Doamne, dacă existi, vorbește-mi, spune-mi ceva, trimite-mi pe cineva. Ar trebui să ne rugăm, Doamne, sunt la dispoziția Ta, folosește-mă pentru împărăția Ta, ești un Dumnezeu extraordinar, m-ai mântuit, sunt copilul Tău, sunt născut din nou, sunt lumina lumii, mi-ai spus că sunt sarea pământului, folosește-mă. Și Dumnezeu, în dragostea Lui și în precunoașterea Lui, se depună față în față cu oameni care îl caută pe Dumnezeu. Nu știu dacă ați avut întâlniri din astea, eu le numesc întâlniri divine. Nu știu dacă ați cerut în ultimii 2 ani, anul trecut, întâlniri cu oameni care îl caută pe Dumnezeu. Dacă ați spus, Doamne, vreau să fiu de folos împărăției Tale, vreau să ajut pe oameni să-i cunoască. Nu am curaj cu colegii mei. Nu am curaj, parcă nu așa, dar te rog, scoate din cale oameni care te caută pe tine cu adevărat. Să-mi fie ușor să vorbesc despre tine. Credeți că poate Dumnezeu să facă lucrul ăsta? Eu cred că poate. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă dea experiențe din astea. Foarte faine. Un musulman, pe varianta zorilor mănășturi, la vulcanizare, la prins ora 12, ăsta e caz real, să vedeți de disciplina spirituală a musulmanilor. La prins ora 12 în vulcanizare, l-a întrebat pe patronul de acolo, unde pot să mă rog? Și patronul s-o prinde de bără, nu știu. Și a dat geaca jos, a pus-o jos acolo, în mizerie, nu conta, și a început să se roage. Era ora 12. Un om înflăcă pentru credința lui, pentru Allah-a lui. Și noi, că vorbeam cu patronul de acolo, și noi creștinii, că a rămas și el. Cum? 10-15 minute a stat acolo și s-a rugat. Și noi, dacă spunem, Doamne ajută-mă, într-o dimineață, dacă îi dăm lista, Doamne, uite, eu sunt grăbit, uite lista aici, te rog, ai grijă de toate lucrurile astea astăzi, le vedem. Asta e relația noastră cu Dumnezeu și vrem experiențe uimitoare, vrem ca Dumnezeu să ne vorbească când nu petrecem timp cu El. De asta, un alt lucru care ar trebui să luăm în serios este relația noastră cu El. Un musulman disciplinat poate să-și pună geaca pe jos și să se roage lui Dumnezeu 15 minute. Și noi creștinii, așa de cum am ajuns. Dar totuși vrem să ne vorbească Dumnezeu, vrem să ne schimbe. În fiecare duminică, Doamne, vorbește-mi și astăzi. Dar noi nici măcar n-am început să împlinim ce ne-a vorbit duminica trecută. Și așteptăm, Doamne, acum iarăși vorbește-ne. Ironic suntem. Dumnezeu este mare, e același Dumnezeu extraordinar, nu s-a schimbat. Suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim vieți extraordinare.
Și am mai spus că ar trebui să luăm viața de credință în serios. Există un om de 86 de ani, îl cheamă Jesse, și a construit în România peste 20 de biserici. Omul ăsta, când se dă jos din pat, spune, are un obicei de 10 de ani, spune, Doamne, m-am prezentat la raport, astăzi ce facem? La 86 de ani are planul pentru următorii 5 ani. Există oameni care trăiesc cu pasiune pentru Dumnezeu. E păcat și e trist că sunt așa de rari, că sunt așa de rari. E păcat că n-am putut să spunem mai mulți. E păcat că n-am putut să-i numerăm dintre noi. Dar există oameni al lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, îmi voi construi biserica mea. Cum e continuarea? Îmi voi construi biserica mea. Și porțile? Știți versetul? Nu vor putea birui. Iisus Hristos își construiește biserica lui. În Apocalipsa mai este un verset foarte șocant, spune așa. Cine e sfânt să se sfințească. Cine trăiește în păcat, să trăiască în continuare în păcat. Este acolo, separare. Ești sfânt, sfințește-te. Biserica mea se construiește. Mireasa Domnului Iisus se pregătește. Iisus Hristos vrea oameni în flăcări pentru El. Cu credință extraordinară. Care să aștepte o relație extraordinară, care să aștepte întâlnire extraordinare, care să aștepte ceva proaspăt. Care să aștepte ca Duhul Sfânt să lucreze. Și când te-ai pocăit, când Duhul Sfânt te-a convins inima că ești păcătos și că ai nevoie de El, s-a întâmplat ceva acolo. Și este un subiect despre care nu prea mult se vorbește. Sunt darurile pe care Duhul Sfânt le dă în inima ta. Și asta este ultima idee, ultimul lucru despre care vreau să vă spun. Dumnezeu te-a salvat, te-a mântuit și nu te-a lăsat așa, cu mâinile goale, cu buzunarele goale, nu ți-a dat nimic. Sunt roadele Duhului Sfânt pe care fiecare credincios ar trebui să le aibă și sunt darurile Duhului Sfânt. Sunt ceea ce Duhul Sfânt a pus în tine și vrea să le folosească pentru alții, pentru tine, pentru împărăția Lui. Sunt darurile pe care Duhul Sfânt ți le-a dat și de care mulți cu care am vorbit nici măcar nu erau foarte convinși ce sare. Adică ce a dat Dumnezeu pentru biserică? Ce dă Duhul Sfânt pentru biserica Lui? Dumnezeu a dat daruri. Trebuie să-ți cunoști darul și să-l pui și să-l folosești. Talentul care ți l-a dat, trebuie să-l folosești. De multe ori, pentru că suntem așa de comozi, am devenit foarte comozi, nici măcar nu ne întrebăm ce ne-a dat Duhul Sfânt. Care este darul Duhului Sfânt pe care mi l-a dat? Și nu-l folosim, și încet, încet, pentru că nu-l folosim, pentru că lăsăm pe profesioniștii lumii acesteia, pe creștinismului, să folosească ei în mod profesionist și nu ne gândim noi la noi. Din cauza la lucrul ăsta, începe să ne răcim. Dacă ai fi conștient de darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, de Duhul Sfânt care e în tine și așteaptă să fii în flăcări pentru El, dacă ai fi conștient de planul pe care Dumnezeu le are cu tine, cu comunitatea asta. Imaginați-vă o biserică în flăcări pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, o lumină așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. O cetate așezată pe munte nu poate fi ascunsă. Lumina ta nu e făcută să stea ascunsă. Ascunsă sub frică, ascunsă sub teamă că o să mă judece, o să-mi spună ceva. Avem câțiva ani pe pământul ăsta, avem câțiva ani printre colegii noștri să ne reprezentăm pe El, să fim ambasadorii Lui, să fim copiii Lui, să fim sare, să fim lumină. Dumnezeu vrea mai mult de la biserica Lui. Nu vrea să rămânem la stadiul de cărbune. Nu vrea să încet, încet să ne sfărâmăm, să devenim mai reci. Dumnezeu așteaptă mai mult. O să mai citesc o dată Apocalipsa. Și de data asta, gândește-te la viața ta. Gândește-te cât de înflăcăr ai fost odată. Cât de înclopăt ai fost odată. Gândește-te cum ai fost anul trecut, cum ai fost săptămâna asta.
Și fă un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți. Imaginează-ți experiențe pe care le poți avea cu Dumnezeu. Când lași puterea Lui, puterea Duhului Sfânt să lucreze în tine, să ardă în tine râuri de apă vie, să curgă prin tine. Dumnezeu a dat totul. El ne-a dat totul. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Voi aveți totul de plin în El, care este chipul, capul oricărei domnii și stăpâniri. Voi aveți totul de plin în El. Dumnezeu a dat totul pentru noi. Nu mai avem nicio scuză să nu trăim pentru El cu bucurie, cu pace, să curgă din noi puterea Duhului Sfânt. Pentru cei pierduți, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și pentru copiii Lui, care au nevoie de încurajare, care sunt înconjurați de atâta cenușă și le e așa de greu să ardă din multe ori. Dacă v-aș spune să ridicați mâna, care aveți nevoie de încurajare în seara asta, în săptămâna asta, cu siguranță că ați ridica mulți. Dumnezeu vrea să te folosească pentru împărăția Lui, da? Împărăția Lui se e în inimile oamenilor, da? Așteaptă Dumnezeu să-ți faci parte. Dumnezeu a dat totul. În Cartea Evrei spune că El șade la dreapta Tatălui. A terminat. Ce avea de făcut, a făcut. E rândul nostru. 12 apostoli și-au făcut datoria. Au fost gata să moară pentru El. Era un flăcări pentru El. Și au trecut 2016 ani. Și a ajuns biserica și a ajuns comunitatea noastră cum o știți. Dar în seara asta vreau să facem o rugăciune și să ne rugăm. Pentru noi fiecare, în parte, pentru comunitatea noastră, pentru biserica noastră, pentru creștinismul din ziua de astăzi, ca Dumnezeu să mai sufle foc, să mai ardem, să mai ardă noi iubirea pentru El, să ardem din nou iubirea Lui să se vadă, lumina Lui să se vadă în noi, dragostea Lui să curgă din noi. Râuri de apă vie să curgă din noi. Așa că o să ne rugăm în cele ce urmează. Și în timp ce te rogi, cere Lui Dumnezeu. Cere Lui Dumnezeu mai mult. Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Propuneți mai mult. Spune Lui Dumnezeu că vrei mai mult. Haideți să ne rugăm, așa cum stăm, și cu voce tare și cu voce înceată. Nu-i nevoie să... să folosești cuvinte mari. Dumnezeu știe exact unde e inima ta. Dumnezeu știe exact cât de mult te iubești. Dumnezeu știe exact cât de plăcărată ți-e credința. Dar haideți să-i cerem lui Dumnezeu lucrul mare. Dumnezeu este mare. Dumnezeu poate să-mi plăcăreze comunitatea asta. Dumnezeu poate. Haideți să-i cerem.